Citeau. Pentru fiecare greșeală pe care o făcea școlarul, era lovit. Nu, nu. Era lovit, da, dar până l-a lovit, de unde știa câte greșeli are fiecare? Era cu cărbunele pe o tăbliță. Cu cărbunele pe o tăbliță. Era un semnat de greșeli. Vorul Bălan afară, de râd de la soare. Blon? Blon. Da. Ce este un nume pe care l-a pus? Cine l-a pus numele? Calul Blon. Calul Blon, așa ar fi, dar nu. Neapărat se referă că n-avea păr calul, nu? Da. Cine aduce calul, Bălan? Părintele. Părintele Ioan. Da. În timp ce le explică modalitatea de examinare, cine este cea care începe să râdă? Și nu ia în serios? Poate o săptămână care se numește Săptămâna Educației Permanente și am avut și o temă, cetățeni europeni. Foarte bine că faceți parte și voi din Europa, nu? Da. Bun. Dar română ați avut deja activitatea aceea care ați văzut filmul Amintiri din copilărie, iar astăzi la engleză o să vedeți un film cu aceeași temă, copilăria, și se numește Hook. E bazat pe Peter Pan, un personaj cunoscut în literatura britanică și engleză și care seamănă foarte mult cu Mica. Însă există și diferențe mari. O să vedeți filmul și apoi o să lucrați pe niște fișe și o să facem diferențele și lucrurile comune ale celor două filme. Bine? Da. Bun. Vă încălcați o fișă de acolo. Aici s-a născut și a petrecut anii copilăriei Ion Triangă. 58. N-ai calculat. Casa memorială. Ce observați? Casa era făcută din bârne de lemn. Vedeți? Da. Nu bârne, bușteni sau ce? Aici, în spatele casei, este un șopron, o colnă, cum se spune la noi, în care vedem obiecte ale familiei Triangă. Tot felul de vase, de... Făcute de el? Nu făcute de el. Care le foloseau ei în gospodărie. Uitați aici, cine asta? Mătușa? Mărioara. Mătușa Mărioara. Aici vedem pe Moș Luca. Mică. Avem războiul de țesut în mijlocul camerei. O măsuță micuță cu scaune, cu trei picioare scaunele. Patul mare în care dormeau mai mulți copii.
Dar cât vreau da? Cât? 7. Da. Sus vedem aici pe o sârmă hainele cu care se îmbrăcau ei atunci. Ce observați? Ce fel de haine aveau? Populare. Haine populare. Suman. Aici pe pat este leagănul în care Mică își legăna cu cine? Fratele mai mic atunci când a fugit la? Soldat. A scăldat. Uitați aici mai bine. Lup în spatele casei, o căsuță mică de lemn care vrea să fie casa caprei. Și cei trei eduți. Ceas nouă. Uitați ce mechin să vedeți voi. Pe Ion Creangă învățător. Deci aici în față îl vedeți pe Ion Creangă într-o sală de clasă și metoda să vedeți cum predă el copiilor. Nu vorbi. Thank you.